Etapa a șase a campionatului național de rugby în șapte feminin senioare și junioare desfășurată sâmbătă pe stadionul Tepro din Iași a adus succese scontate pentru formațiile CS Politehnica Iași. Campioanele naționale antitră pregătite de către antrenorii Neculai Tarcan și Gabriela Lepciuc, care și-au consolidat, probabil decisiv, locurile 1 din clasamentele generale. Formația de senioare a dispus în meciul vedetă al turneului contra agronomiei București, cu scorul de 36 la 5, 26 la 0 la pauză și de Universitatea a Cluj-Napoca cu scorul de 48 la 0, în timp ce echipa de junioare a câștigat atât în faza grupelor cu RC Arieșul 24 la 0, cât și cu CS Universitatea Alba Iulia 31 la 0, iar în finala a dispus de RC Cristian cu scorul final de 28 la 0 și rămâne astfel fără vreun punct primit și la capătul etapei a șasea, antepenultima a sezonului. Lotul formației de senioare a fost alcătuit din următoarele jucătoare. Maria Atomi, Loredana Juncanariu, Oxana Bunici, Ana Maria Bocan, Ana Maria Sandu, Simona Roșca, Diana Gavril, Alina Dincă, Elena Bozu, Ana Maria Călin, Nicoleta Meșina, Paula Ursache, Carina Dascălu, Andreea Berbeci și Ana Maria Mirăuță. Aflată la primul său turneu în acest an după intervenția chirurgicală suferită la genunchi. Echipa adesănioare s-a descătușat fără capitanul Ana Maria Hârțan, accidentată lotul arătând astfel Diana Mândrilaș, Mădălina Bejan, Renata Prisecaru, Mara Chiriac, Manuela Mocanu, Maria Ciobanu, Nicoleta Ciobanu, Nicola Rogojin, Dumitrița Babătă, Maria Nechita, Moana Bocan și Petronela Ilie. Etapa a șaptea, penultima din campionat, este programată peste două săptămâni și se va disputa la Cluj-Napoca.